Pontul zilei la Mondialul din Qatar pentru data de 27.11.2022, dragi prieteni, vine din grupa F, acolo unde se întâlnesc Belgia și Maroc, începând cu ora 3. După cum vedeți, Belgia 3 puncte, Maroc un singur punct. Așadar, Maroc este nevoită să iasă la joc. Un aspect foarte important este că echipa mai tehnică este cea a Belgiei. Așadar, își permite să joace chiar contraatac, ceea ce uh, iar, uh, le-ar pune mari probleme celor din Maroc. Haideți să vedem câteva din cifrele uh, celor din Belgia. Belgia în UEFA Nation League a faultat în medie de 9,8 ori pe meci și a încasat un cartonaș galben. În cealaltă competiție, Belgia în primul meci din uh, grupa F de la acest mondial, a faultat de 11 ori și a încasat 3 cartonașe. În calificările de la World Cup, Qatar a faultat în medie de 8,6 ori și a încasat 1,5 galbene, o echipă care nu faultează foarte, foarte mult. De partea cealaltă, Marocul este o echipă mai agresivă în opinia mea pentru că în Africa Nation Championship are o medie de 16,7 faulturi pe meci și 1,2 galbene. În Africa Cup of Nation faultează la fel de 16,2 ori pe partidă, încasând în medie un cartonaj galben pe meci, iar la Mondial, în primul meci, bineînțeles că a făcut o medie de 16 faulturi. Arbitrul partidei este un mexican cesare Arturo Ramos cu o medie de 4,47 galbene pe meci și 0,40 roșii. Așadar, pro pronosticul meu este simplu, mai multe faulturi Maroc. Mă